Bună seara și a revenit cu drag la profanat cu exerciții de matematică la geometrie și la algebră. Nu uitați de like și share. Așa să fie. Nu uitați, dragilor, iată de nou Andy, o spune așa din inimă și chiar vă îndeamnă să faceți acest lucru. Pornim cu problema de geometrie. Într-un triunghi isoscel ABC, cu AB egal cu AC. Deci într-un triunghi isoscel, în ipoteză, triunghiul ABC, în care avem AB egal cu AC, congruent, da? Cu AC. Deci AB congruent cu AC. Și începem și figura. Adi, te rog să mă urmărești. Da? Triunghi isoscel A, B, C. Deci triunghi isoscel A, B, C. Așa? Era, te da. M aparține lui AB. M aparține segmentului AB. Nu-i segment, semidreaptă, că e cu paranteze rotunde. M, spune așa, M aparține lui AB. AB rotund, da? Da. Adică este pe interior. Asta înseamnă că e pe interior. Așa. Când zice semidreaptă, când zice semidreaptă, trebuie să spun așa, E mă aparține, semidreaptă e cu originea în A și prelungită acolo de dincolo de B. Am înțeles, în interior. Da? Bun. Și N aparține lui AC, tot rotund. N aparține lui AC, tot rotund. N, așa, aparține. Astfel încât BM congruent cu CM. Lui AC, tot așa, da? Da. Este pe interior. Deci, punctul M este pe interiorul segmentului AB și nu pe interiorul segmentului AC, dar cu o calitate. BM, egal cu CN. BM, congruent, nu? CN. Cu CN. BM, BM, dacă le-au pe M acum aici, BM cu CN. Adică asta cât asta, la altă, da? Da. Deci BM cât CN. Așa. Se prelungește MN dincolo de M și N cu segmentele M congruent. O pic, ușor, ușor. Se prelungește segmentul MN. Segmentul MN? Da. Așa. Se prelungește da. Dincolo de M și N deci cu segmentele M congruent cu MN congruent cu ND. Deci, prelungim, ducem prin M și N, ducem-o dreaptă. Haideți să înțelegem așa. Ducem-o dreaptă. De-aia spune că prelungim pe M, N, dincolo de M și dincolo de N. Prin două puncte distincte trece o dreaptă și mai nu. Asta încât e M să fie congruentă cu M, N, e să fie egală. E, e M. E, da. E M să fie cât M, N și cât N, D. E M cât? M, N. E... E M. Da, cât mână. Cât mână. Aha, da. Da, asta cât, cât asta. Cât asta și cât N, D. Și cât N, D. Corect. Deci, mână în partea stângă încă o dată. Corect. Și în partea dreaptă încă o dată. Corect. Da? Pentru toată lumea. Am dus dreapta mână și am luat lungimea lui mână. Da? O măsurăm, Adi, măsurăm pe mână da. Și încă o dată punem rigla cât ai măsurat acolo și îl fixăm pe E, în felul ăsta. La fel, la fel facem și din N pentru a obține pe D, cu lungimea mână, da? Mână. Arătați că triunghiul AED este isoscel. Să arătăm că triunghiul AED AED este isoscel. Să ne continuăm și noi ipoteza. Deci M aparține, am scris. M aparține lui AB. Da. M aparține lui AC. Da, astfel încât, da. BM, BM să fie cât N, C. Da, asta da, și M congruent cu MN, congruent exact. Cu ND. Exact. M congruent cu MN. Congruent cu N, D. Și congruent cu N, D. Da? Asta e toată ipoteza. Deci, în ipoteză, scriem exact elementele care ne se dau în problemă. Adică, repetă ipoteza.
Triunghiul ABC este isoscel, AB congruent. Stop. Când am pronunțat cuvântul triunghi isoscel, ce îți vine ție în minte repede? Că AB congruent cu AC. Odată. Și unghiurile de la bază sunt congruente. Și unghiurile de la bază sunt congruente. Și încă mai povestește. Dacă cumva am să duc din vârful A înălțimea, este și mediană, și bisectoare, și mediatoare. De toate, da? Liniile acestea se suprapun, da? Deci înălțimea e și mediană, și mediatoare, și bisectoare. Sau bisectoare este și înălțime, și mediană. Toate înseamnă așa. Dar ce înseamnă înălțime? Perpendiculară dusă. Nu, am zis când discut așa, nu vine cu presiune, cu spuneam. E o chestie frumoasă, așa. Perpendiculară adusă pe latura opusă. Din vârf pe latura opusă. Deci perpendiculară adusă din vârf pe latura opusă. Da? Asta e înălțimea. Da. Mediana? Mediana este pe... Mediana. Pornește din vârf pe mijlocul laturii opusă. Așa. Este segmentul care pornește vârful cu mijlocul laturii opusă. Și mediatoarea? Nu? Mediatoarea. Mediatoarea unui segment. Mediatoarea? Unui segment. Este perpendiculară dusă din mijlocul... Deci, noi vorbim de mediatoarea unui segment. Dacă am un segment, AB, mediatoarea unui segment este perpendicul, dreapta care e perpendiculară pe mijlocul segmentului. Perpendiculara pe mijlocul segment, pe mijlocul segmentului este mediatoare, da? Mediatoare, asta se numește. Mediatoare. Adică, ce proprietăți are mediatoarea? Punctele de pe mediatoare sunt la egală distanță de capetele segmentului. Deci, orice punct aș lua, mai sus, mai jos, când duc, sunt la egală distanță, da? Deci toate punctele de pe mediatoare se bucură de calitatea, de proprietatea, că sunt la egală distanță de capetele segmentului. De fapt, triunghiul ăsta de fiecare dată este triunghi isoscel. Dacă asta e cât asta, înseamnă că triunghiul este isoscel, da? Deci, hai să ne întoarcem în problemă. Ce am spus în problemă? Se dă triunghiul isoscel. Și când ai pronunțat cuvântul triunghi isoscel, în mintea ta s-au declanșat aceste toate lucruri de care am vorbit acum. Adică, AB congruent cu AC, unghiurile de la bază sunt congruente. Adică unghiul B și unghiul C sunt congruente. Da. Unghiul AB congruent cu AC. Și încă multe alte lucruri. Că înălțimea este și mediană, și mediatoare, și bisectoare. De toate, da? Adică liniile se suprapun. Asta era. Unghiul nostru avem înălțime mediatoare. Așa. Acum, mergem mai departe. Miruna, te rog să vorbești. În ipoteză, noi trebuie să înțelegem ipoteza, nu putem apuca de problemă. Știm că M e pe AB. Deci punctul M e luat pe AB și N pe AC, nu oricum, da. Ci cu ce proprietate? Ca M să fie congruent cu N. Nu. Cu ce? M pe AB și N pe AC, cu ce proprietate? Ca BM să fie congruent cu N. BM să fie congruent cu N. Foarte important. Important. Nu degeaba o tornă la asta. Și de rezultă că și A, M e cât A, N. Asta e. Adi, faptul că M, B e cât N, C, și toate A, B era cât A, C, înseamnă că ce-o rămas A, M și cu A, N, sunt și ele la rândul lor. Uh-huh. Egale. De fapt, triunghiul A, M, N, ce fel de triunghi este la urma urmei? Isoscel. Tot isoscel rămâne. Vezi? Noi nu ne-am apucat de probleme, dar acum discutăm așa. Pe lângă problemă, fel de lucruri. Da? Anca. Adică, ce vreau să înțelegeți voi? Nimic autorul nu-ți dă degeaba. El, orice informație ți-o oferă, îți oferă șansa să te desfășori tu, să găsești mai multe idei. Deci, Adi, faptul că mă bui cât năc, înseamnă că triunghiul amână, care a rămas isoscel, înseamnă că M și N sunt egale, cum, la fel, împreună făceau cu asta 180 de grade și înainte, înseamnă că ăsta de aici cât ăsta de aici? Oh, dar dacă astea sunt egale? Ăstea două drepte. Desparare. Tăiate de o secantă.
formează unghiuri. Ce fel de unghiuri se numesc? Corespondente. Corespondente. Și atunci le obligă, dat fiind faptul că sunt și congruente, le obligă pe acestea să fie paralele. Încă o informație am găsit în plus. Că unghiul mai e congruent. Nici nu știu ce îmi cere problema. Dar eu îmi bat capul cu tot felul de lucruri. Da? Deci, vedeți, ăsta este farmecul geometriei. Nu ne ducem, trebuie să facem problema aceea, ci desfășurăm așa și găsim tot felul de lucruri frumoase. Ce ai înțeles până acum? Ai înțeles, dreapta... Așa? Dreapta mână, e mână, dă, asta mână sau e dă sau așa, este cum? Cu... Parte, în așa fel încât... Cum este cu BC? Scurt, ca cum este? Paralelă. Deci noutatea este că asta este paralelă. Mână cu BC, paralelă. Bun. Ce am mai făcut? Mai departe. Ce am mai făcut în ipoteză? Ce mai spune autorul? Ce ne mai spune autorul? Că M este la... M, B este congruent cu M. M, B... Când că am exploatat chestia asta. Da. Am exploatat că am zis că am încât ană, atunci... Da. Se trebuie să așa. M trebuie să fie la aceeași distanță cu M. Este, zice ipoteza cu iute. Da. E mână, cât mână și cât mână. În ipoteză mai adăugăm, spunem așa, în ipoteză mai avem acum, noi de tot, încă o dată, n-am pornit pe problemă. Pur și simplu o defalcăm. Mai avem în ipoteză că e mână este cât mână, cât mână. Nu degeaba. Poate să fie foarte interesant. D-ul ăsta nu a fost luat așa pe aici, la întâmplare. Nu zice autorul că mână să fie cât e mă și cât mă dă. E important, eu am să țin cont de treaba asta. Ei, și acum ne se cere în concluzie, în sfârșit ne duce spre problemă, în concluzie ne se cere să arătăm că triunghiul A e D, A e D, A, triunghiul A e D, isoscel. Asta trebuie să arătăm, că triunghiul este isoscel. Adică că A e cât AD. Adică să arătăm că A e este cât AD sau AD ce aș mai putea să arăt? Că unghiul e congruent cu unghiul. Asta e, mă. Dacă arăt că unghiul este cât ăsta, gata problema. Păi... Da? Păi ori arăt că laturile A e cât AD, ori că unghiul sunt egale. Acum, depinde, nu degeaba mi-o dat că e mai cât ND. Zic eu acum, mă întorc. Nu degeaba. A, M, cu A, M. A, M. Cum? A, zi mai tare. A, M. Deci triunghiul A, E, M. Cu A, N, D. Dar de ce s-o fi gândit la triunghiul ăsta? De ce, Adi? De ce s-o gândit Miruna la A, E, M? Zi atât. Ce avem? De ce s-o fi gândit ea să ia în discuție, să analizeze astea două triunghiuri? Pentru că AM este congruent cu AN. AM este cât AN dinainte. Da. Deci cele două triunghiuri au o latură AM cât AN. Da. Și ce mai au? Și unghiul A. M cât ND. M cât ND, nu degeaba. Foarte tare. Acum gata, autorul a fost drăguț cu noi. Ne-a dat și chestia asta. Și unghiul comun e A, M, cu, nu, A, D. E, A. Cum comun? Nu-i comun, adică... Nu-i comun, mă. Nu, mie-mi trebuie altceva, adică ce-mi trebuie mie. Unghiul dintre cele două laturi. Ce-mi trebuie acum? Ce-mi trebuie obligatoriu? Unghiul dintre cele două laturi. Unghiul A e comun. Ce unghiul trebuie mie? Da, acum nici nu are loc în discuție aici. Nu, nu e comun. Care unghi? Sunt unul, două, trei unghiuri. Când zici unghiul A comun, au același vârf, eventual, dar nu mă încă. Păi, dar zi-l dintre ea, Dina. Că unghiul M-A. M-A, corect. Cu A-N-D. A-N-D. Corect. Asta îmi trebuie. Dacă arat chestia asta, atunci intru în latură, unghi, latură. Ia să vedem. Latură, unghi, latură. Conform unui caz de congruență, da? Adică. Dacă nu știi teoria.
Nu mai unghiul ăla ne trebuie, ci că de unde știi? Nu, ăla! Eram înnebuniți după ăla. Păi da, și fără ăla nu aveam cum să continuăm, pentru că este unghiul, este latură, un caz de congruență. Care sunt cazurile de congruență? Latură, unghi, latură. Păi mai adică, aveam pasta, aveam pasta și îmi trebuia unghiul dintre ele, mă, obligatoriu. Deci înnebunit eram după asta. Două laturi și unghiul dintre ele, asta este. Că nu mai avem alt caz. Unghi, latură. Când au câte o singură latură, când au câte o singură latură, atunci se duce pe la unghiul de lângă capete, stânga-dreapta. Unghi, latură, și latură, latură. Și latură, latură, latură. Da? Latură, latură, latură. Insist și vă spun că în cazul de față, pentru a arăta că A e încât A de, pentru că triunghiul A e de să fie isoscel, aveam două variante. Ori să găsim că unghiul ăsta ar fi cât ăsta, dar probabil ne-ar fost mai dificil, pentru că nu degeaba autorul ne-a spus prelungesc pe N, D cât M, E. Și cât M, N, ca să fie așa o vorbă aruncată. Dar el putea să spun atât. Numai ND să fie cât M e. Și să știți că nu neapărat cât asta toată. Din nevoia de a ne scoate din mână, într-un fel, vorbește de aceeași lungime cât mână. Dar putea să fie atâta. Uite, Adi, putea să fie așa. D-ul aici și M aici. Tot isoscel este. Corect. Da, tot isoscel. Numai important ca asta să fie cât asta. Foarte important, ca să mă pot duce la cele două triunghiuri. Să pot arăta că triunghiurile sunt isoscele. Dar să nu uităm că sunt, triunghiurile sunt congruente. Să nu uităm un lucru. Noi avem semnul de întrebare de aici. Cum? Cum arătăm că unghiul de aici ar fi cât ăsta? Că nu l-am. N-am reușit. Deci nu avem informația asta. Ne trebuie. Suntem înnebuniți după asta. Vrem neapărat unghiul ăla. Cum să facem să arătăm că unghiul e mâna, e cât A, N, D. E mâna, cât A, N, D. Cum să arătăm mai așa? Are cineva vreo idee? E mâna, e mâna, ăsta îmi trebuie. Și ăsta îmi trebuie. Cum să arăt că astea două, e mâna, cu A, N, D, sunt congruente? Avem unghiul MA din interiorul triunghiului A, MN, 60 grade și A, MN, 60 grade. N-am nicio măsură. E isoscel, isoscel nu e de 60, nu e echilateral. Deci, E, M, A. De unde are? Hai, mă! E, M, A. E, M, A. Dar am discutat... Păi, ce-am demonstrat? Ce-am discutat mai devreme când am zis că bat câmpii? Am zis că bat câmpii și vorbesc fel de fel. Ce fel de triunghi este A, mână? Isoscel. Din ce motiv? Din ce motiv? Pentru că A, M este congruent. Și? Și unghiul M e congruent cât unghiul. Dar citește-l printre litere. A, M. N congruent cu A, M. Deci ăsta de aici, Adi, e cât ăsta de aici obligatoriu, bravo, pentru că tu ai vorbit că triunghiul A, M, N este isoscel, pentru că toată AB era cât AC la început. Și am mușcat din ea, din AB am mușcat bucățica asta, care e cât asta altă. Și ce-a rămas? Sunt și ele egale. Și fiind egale, triunghiul este isoscel. Și dacă este isoscel, hai, și unghiurile de la bază sunt congruente. Bun. Foarte important. Și? Dacă unghiurile astea de aici sunt congruente... Hai, Miruna. Atunci M a fost congruent cu A, nu? Când? Cine? De ce? De ce M a cât A, N, D? Pentru că M este suplimentul lui M. Bravo, măi, Adi, măi, bravo! Bravo, măi, Adi! E suplimentul, măi, că spune la 180 de grade, măi! Eu 20, 20. E până la 180 de grade. Deci, E, M, A este 180 minus ăsta. Corect. Este
suplimentul, nu? Ăstuia, ăsta de aici. Deci îl completează. Ăsta de aici îl completează. Este un, nu, care completează pe, pe A, M, N. Miruna, nu e clar? Mai, mai zic o dată. Anca, urmăriți-mă, mă, fetelor. Haideți, mă, că e simplu, mă. Facem încă o dată. Începusem problema, atenție, începusem problema, parcă așa perdeam eu timpul de aiurea. Și nu, nu știam ce trebuie să arăt. Dar simțeam că am nevoie de discuția asta. Și am zis așa, să dă triunghiul ABC isoscel. Ce lucruri știu despre asta, Anca? Că unghiurile de la bază sunt congruente și are două laturi. A, B este cât AC, da. Mai departe, autorul spune că luăm pe M situat pe AB și nu pe AC, așa fel încât M, B să fie cât NC. Imer mi-a spus, dacă M, B e cât NC și toată AB era cât AC, nu cumva scăzând aceste bucăți egale din laturi egale, ce au rămas sus sunt egale, n-am spus așa. Imposibil? E adevărat. Da? Și dacă sunt egale, dacă A, M e cât A, N, asta înseamnă că triunghiul A, M, N, Miruna, este ce vă spun? Isoscel. Și fiind isoscel, are și unghiurile? Unghiurile congruente. Unghiurile la bază, congruente. Nu, unghiuri de la bază, nu cu ăla de la vârf, da? Unghiul ăsta, de aici. A, M, N, cu A, N, M. Congruente. Și dacă astea sunt congruente, celelalte care sunt în complet suplimentele, nu? Până la 180, adică e vorba de A, M, E și A, N, D, sunt și ele. Asta nu v-am mai spus eu. Dar m-am oprit aici. De ce? Pentru că voi spuneați, dar ce mă interesează unghiurile alea? Abia când am deschis discuția și am văzut că autorul ne cere să arătăm că triunghiul A, E, D este isoscel, adică A, E este cât A, D, și am fost trimiși spre triunghiurile care, spre acele triunghiuri în care se intre A, E, și în alt triunghi se intre A, D, era clar că spre triunghiurile A, M, E și A, N, D, trebuie să ne concentrăm. Deci le luăm pe aceste triunghiuri, te numești? Georgiana. Georgiana. Le luăm pe aceste două triunghiuri nu întâmplător, ci pentru că ele, cele două triunghiuri, conțin fiecare pe A, E, triunghi, și cealaltă pe A, D. Și le luăm spre comparație. Cele două triunghiuri au acum. Ce au? Au A, M, cât A, N, din discuția purtată. Au E, M, cât N, D, din ce-o dat autorul, din ipoteză. E, M, cât N, D. Și, imediat ne fuge mintea, am două laturi, îmi trebuie unghiul dintre ele. Unghiul dintre ele îmi trebuie, neapărat. Da? Unghiul dintre ele. Și care e unghiul dintre cele două laturi? E, M, A și A, N, D. Ăstea sunt congruente pentru că sunt suplimentele celor două unghiuri congruente. Și termină problema. Mă conduci, le dacă este, da? Demonstrație. Fie triunghiurile A, E, E. Deci, fie triunghiuri. Demonstrația, da? Da. Fie triunghiurile A, E, E. A, E, E. Și, și triunghiul A, E, N, D. A, E, N, D. A, E, N. A, E, N. E, N, da? N. Foarte bine. E, N, D. Despre cele două triunghiuri spui că au. A, E, N, congruent cu A, E, N, din discuția care am purtat. Nu, nu putem spune din discuția care am purtat-o. Demonstrăm departe. Ne ocupăm. Că N, N și unghiul nu sunt congruente. Deoarece triunghiul A, B, C este special. Așa. Triunghiul A, B, C, isoscel. Din ipoteză. Da. Rezultă că? Rezultă că
AB congruent cu AC. Corect. Și că... Deocamdată. Și că unghiurile de la bază sunt congruente. De acord. AB... C congruent cu ACB. Bun. ABC congruent cu ACB. ACB. Da, ABC cu ACB. EM zice că aparține lui AB. Da. Și EM aparține lui AC. EM aparține lui AB. AB, segmentul AB. El aparține lui AC. Aparține lui AC. Așa încât. Așa încât NB MB congruent cu NC. MB congruent cu NC. MB congruent cu NC. Dacă astea două sunt congruente, rezultă că și AM congruent. Deci se desprinde pe astea două una sub alta. Le mai scrim încă o dată, ca da, să fie clar, da? Deci scriem încă o dată, să fie pentru toată lumea. Deci AB, avem ca AB congruent cu... cu AC. Da. Avem că ABC, unghiul ABC. Și că MB. A, MB. Congruent. Congruent cu NC. Cu NC. Și acum le scădem, dragii lici, le scădem membru cu membru. Nu, cu N. Și de ce? MB, avem că MB cu NC. Da. Da? Și acum scădem din AB pe MB, tragem linii și scădem membru cu membru. Zicem segmentul AB. Minus segmentul. Minus segmentul AB. Minus. MB. Da. Deci, din asta de sus, că pe asta de jos. Deci AB minus MB. E congruent. E congruent cu AC. Da. Minus NC. NC. Dar cât este AB minus MB? AB minus MB. Adică AM egal cu da, AM. Deci rezultă că AM, AM congruent cu AM. Cu AM. Și acum ne întoarcem. Și acum ne ducem și spunem AM congruent cu AM. 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 Congruent cu AN. Ce spunem aici? De unde e? Știm că AN e de AN. Demonstrație. Așa mă, din demonstrație, nu din discuții. Nu că am purtat noi o discuție acolo, da? Din demonstrație, e demonstrat aici. Deci din demonstrație este asta. Apoi. Apoi avem că AM congruent cu N D din ipoteză. Așa. AM, AM congruent cu ND din ipoteză. ND din ipoteză. Deci asta a fost dat de autor. Da. Și acum să demonstrăm că unghiul M este unghiul congruent cu N. Să demonstrăm? Da. Să putem adăuga aici. Să fie latul unghi. Să fie triunghiul AMN isoscel. Păi avem așa, că AM e cât AN. Da. AM e cât AN. A, deci ce rezultă de aici? Că triunghiul isoscel. Că triunghiul... triunghiul AMN isoscel. Așa, AMN isoscel. Și de aici rezultă fiind triunghi isoscel. Ești atentă? Dacă te uiți în altă parte și te uiți la telefon și vorbești. Nu ești atentă aici? Nu înțelegi problema. Și eu nu am ce să fac. Da? Uite-te. Fiindcă AM, și pentru tine, repet acum, și pentru toți cei care vor viziona filmul, AM este cât AM, demonstrat de noi, AM cât AM. Atunci triunghiul ăsta AMN este isoscel și fiind isoscel înseamnă că înseamnă că... ce mai are? Ce lucru important mai are un triunghi isoscel? Unghiurile de la bază. Asta e, asta. Care sunt unghiurile la bază? Care sunt unghiurile la bază? Unghiul N și unghiul M. Citește pe trei litere.
am în n și a n m. Deci, vedute că am în n, a m n, unghiu am în n, congruent cu unghiu a n m. A n m. Da? Însă, a, am în n și cu vecinul său, cu am, b, am, e, cât fac împreună așa? 180. Asta vom spune. Deci, pe de altă parte, avem așa, că unghiul am în n, am în n, plus unghiul vecin. A, m, e. Am, e. Mamă, e egal cu 180. Adivine așa sau trebuie să spun măsura unghiului? Măsura unghiului. Așa. Deci ca să fii corect, nu? Din punct de vedere matematic. Măsura unghiului. Măsura lui am în... Plus măsura lui am e. Așa. Egal cu 180 grade. Egal cu 180 grade. Și deci... Nu. Și dedesubt. Da. Și dedesubt zicem că măsura lui N, M. A, N, M, corect. Măsura. Măsura lui A, N, M. Plus măsura. Plus măsura lui A, N, D. A, N, D. N, D este tot 180 grade. Așa. Și cum am în N, e cât N, A, N, M. Da. Spunem deci, A, măsura, hai să spunem. Cu măsura lui A, M-n egală cu măsura lui A-n-m, din ăsta trei, adică, din ăsta trei, rezultă că, e clar acum, ăsta congruente, rezultă că și suplementele sunt congruente. Adică, ce unghiuri? Rezultă că unghiurile... Că unghiurile M și E rezultă că... Între litere. A, M, E, congruent cu A, corect. M, D. Rezultă că A, M, E, A, M, E, congruent cu A, congruent cu A, M, D. A, M, D. Ei, și acum adăugăm aici acest rezultat, da? Rezultatul pe care l-am găsit aici. A, M, E. A, M, E. Și acum trebuie să aflăm că A, E, D. AM e congruent cu AND. AND. Și de aici rezultă din toate astea trei că, că triunghiul AEM. Deci rezultă conform cazului care? Rezultă conform cazului latură. Conform cazului latură unghiulatură. Latură unghiulatură. Rezultă că triunghiurile luate în discuție AEM. Triunghiul A, E, M. Congruent cu triunghiul A, N, D. Și rezultă că A e congruent cu A, D. Congruent cu triunghiul A, N, D. Și dacă sunt congruente, Miruna, te rog. A, E, e congruent cu A, D. A, E congruent cu A, D. Și toate elementele sunt congruente. A, E congruent cu A, D. A, E... congruent cu AD. Congruent cu AD. Lucru care mi-ar fi fost suficient, nu? Da, de aici trai concluzia că triunghiul AED isoscel. Da. Triunghiul AED isoscel. Avem AM. Și asta, cu asta se termină problema. Dar mai avem că, spunem că AM congruent cu AD și AM cu AD. Da, da? Și AM congruent cu A, D, N. Și care mai este? Care unghi? Cu care unghi? A, A, M, E. Păi la asta am demonstrat. A, M, E cu A, N, D. A, E, A, E, A, M. E, A, M. Asta de sus, da? E, A, M. Adică asta de aici. Congruent cu N, A, D. Da? E, A, M. E, A, M, cu, congruent cu? N, A, D. E, A, D.
Noi le-am înscris și pe astea în plus. Nu ne s-au cerut lucrurile acestea, dar eu insist de fiecare dată, pentru că sunt șase elemente la un triunghi. Trei laturi și trei unghiuri. Trei din ele. Două laturi și un unghi. Sau două unghiuri și o latură. Sunt folosite pentru a demonstra congruența și celelalte trei, în completare, vor fi două câte două. Și este important să știu care cu care sunt congruente două câte două. Da. Haideți să mai vedem o dată problema asta. A fost o problemă foarte frumoasă, simpatică, interesantă, dar nu dificilă. La îndemâna noastră. Vreau să vă spun, noi am făcut probleme și mai dificile. Ce a fost aici important, Anca? Te rog să repezi tu toată povestea voastră. Unde ți-a plăcut ție? De la început? Am aflat că... Deci în problema asta se dădea așa, 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 așa. Vorbește tu asta. Se dădea între ABC isoscel și trebuia să demonstrăm că triunghiul mare da, povestește-mi, zi așa, se dădea triunghiul ABC isoscel și s-au luat M-ul pe A, B, N-ul pe... Vorbește așa, ca să ne înțelegem. E, D, P, am pățit triunghiul și... Uite, ce scris aici. Deci s-au dat triunghiul ABC isoscel, da. Și... Lasă cu ied până la ied mai târziu. M-i aparține lui AB. M-i aparține lui AB. N-i aparține lui AC. Da. BM, CN, cu MN și cu ND. Și ED. Lasă că paralelism așa am discutat noi. Vreau tare mult să înțelegeți bine, măcar după atâta discuții, problema ce s-a dat, ce s-a cerut, cum am gândit. Hai să vedem. Urmește deci, pe mine. Deci s-a dat din ipoteză? Da. Ne s-a dat că triunghiul ABC este isoscel, adică cu baza BC, adică AB funcție cu AC. M e pe AB și M e pe AC, astfel încât BM să fie cât când nu. Și mi s-a dat că e încongruie cu BN, congruie cu NJ. În concluzie, trebuia să demonstrăm că triunghiul AD este isoscel. Cum am procedat? Cum am gândit aici? Ce ți-a plăcut ție cel mai mult? Ce mi-a plăcut? Da. Aici, cu măsura lui AMN și cu măsura lui AME este 180 de grade. Și tot 180 de grade este și măsura lui AMN. Dar de ce? De ce sunt 180 de grade? De ce? De ce A, M, N și cu A, M, E fac 180 de grade? Care e motivul? Cosmos Calitate. Și... De ce Miruna a făcut? Triunghiul A, M, N este comun cu triunghiul A, N, și A, M, E, nu, nu. Fiindcă am dus în prelungire, măi copii, măi. Fiindcă sunt pe dreaptă. Deci aici este unghi alungit, măi copii. Da? Este unghi alungit, da? Dar asta a fost motivul. Că autorul spune prelungim pe mână. Prelungim. Este unghi alungit, care înseamnă 180 de grade. Altfel n-aș fi avut voie să spun că aici am 180 de grade, ăsta și cu ăsta fac 180 de grade. N-aveam voie. Da? Deci, ăsta a fost motivul. Mai revedeți prof online, acasă, o dată, de două ori, de trei ori, de câte ori vreți voi. Și înțelegeți, asta e marea problemă pe care eu vă pun. Nu este suficient aici. Ceva care n-a mers, n-ați înțeles, poate fi reluat de câte ori. Cine a făcut vreodată acasă să reia filmul? Niciodată nu v-ați zis. Ați mai reluat așa ca... Dar cum fac alții? Foarte, foarte mulți cei care stau de vorbă cu prof online n-au șansa să fie participanți la lecție. Ei, mii și mii de copii din țară, zeci de mii de copii, vedeți-mă, fac acest lucru. Ei au șansa că au descoperit pe prof online, dau click, intră la mine acolo și văd lecția asta care am făcut-o noi.
Și dacă n-au înțeles ceva, pui o dată, încă o dată, că profesorul la clasă nu-l poți să căi cu întrebarea continuu, continuu. Calculatorul o poți să căi până când înțelegi tu. Asta e noutatea pe care o promovez eu, da? Voi încă lăsați matei întâlnirea noastră aici. Nu vă desprindeți din meditația clasică. Dragilor, meditația clasică este una, varianta aceea veche, și varianta filmată este cu totul deosebită. Că ceea ce tu n-ai prins în timpul explicației mele, n-ai prins, că te-ai gândit în altă parte, ai avut un alt motiv. Dar ai filmat și explicația aia se găsește. De atâtea ori v-am spus, aveți o șansă imensă, dar nici o clipă nu v-ați dus să vă uitați pe film. Să revați filmul, o dată de tot. Toate filmele acelea, la clasa 6, am, cred că peste 100 de ore de film la clasa 6, cu Nicoleta de anul trecut. Și cu voi acum s-au făcut, cred că peste 100 de ore de film. Și, da, și cu voi s-au făcut peste 100 de ore de film. Păi câte lecții, dacă ne numărăm oră de oră și s-au adunat acolo, s-au dus. Dar profesor, da. Că avem prima problemă de la temă, este asemănătoare și aproape atunci o aproape puteți identic. Face, da. Aproape identică. Da. Da, vreau să zic, da, să vedeți ceva ce de acolo telefonul meu ăsta. Și pe aceeași cam. Deci vreți să o reluăm, să o facem pe aceea ca temă și să vedeți dacă ați fost atenți și ați înțeles problema de aici. Da, da. 12 de la pagina 184. Haideți, vă rog. Cât e filmul? Domn profesor, a zis că nu. Nu mergem la stupină, domn profesor. 41. Nu. Mă duc eu. 41. 41 la 50 și. Da. Deci fie triunghiul ABC, isoscel de bază BC. Ce e pagina? 184. 12. 12 la 184. Anca, acum vreau să particip, să văd dacă... Da, dacă ai înțeles sau nu știi, vedem pe altcineva și participi la discuție. Știi de ce? Cu atât mai bine când cineva se află în situația de neînțeles, tu te verifici cu ocazia asta, știi? Și poți să mergi și să redactezi singur înainte și să faci toată povestea. Da? Redactează tot și eventual intervinem când nu merge. Poate mai mult, că știi că este imens. Redactez singur. Îți închipui că ești la lucrare și ai programul de făcut. Fie triunghiul ABC, isoscel de bază BC, adică. Triunghiul ABC. ABC. Isoscel de bază BC, da? Și punctele M și N aparțin lui BC, astfel încât BM. Un pic. Isoscel, adică în paranteză spunem că AB congruent cu AC, da? Că e de bază BC, parcă așa am înțeles. Da, da. Și punctele M, N aparțin lui BC. M, N. Și M aparțin lui BC, astfel încât... M aparțin lui BC sau amândouă? Amândouă. M, M, N aparțin lui BC. Astfel încât BM congruent cu CN. Așa încât BM congruent cu... CN. Cât? Arătați că triunghiul AMN este isoscel. Concluzie, triunghiul AMN isoscel. Adi, ai de rog să mă ajut să facem figura. Dacă mai întâi facem baza BC, nu contează. Așa. Iată, el spune ca să executăm corect triunghiul isoscel. Luăm un segment BC. Da. Da. După aia facem două linii congruente. Păi, stai o secundă, ca să le execuți corect, mai pune bine la problemă de acum. După aia luăm în deschizătura compasului două arce de cerc cu vârful în C odată și cu vârful în B odată și unde găsim cele două linii, acolo este... Unde s-au intersectat cele două, da? Da. Altfel spus, căutăm mijlocul. Da. Trasăm o perpendiculară și ducem din vârf... De oriunde de pe aceasta. Că asta e mediatoarea, măi. Da. Am dus mediatoarea segmentului BC. Da? Și de oriunde am duce, tot timpul AB
este cât am C. Da? Deci facem și acest lucru ca să se înțeleagă tocmai mediatoarea segmentului și că AD e cât AC, da? Adi, mai departe, ce am spus că facem? M și N aparținem de BC, adică M îl luăm... Dar cât BM, cât... NC. Uite așa luăm. BM. BM, da. Și cât NC. Și acum să dăm să arătăm că AM e cât AN. AM cât AN. Adică triunghiul AMN e să știu. Asta. Păi, fie triunghiurile A, B, M. Deci vom lua spre discuție triunghiul A, B, M. Da. Și A, N, C. Și A, N, C. Cele două triunghiuri A. Deci cele demonstrația. Demonstrație, da? Da. Anca, te rog să vorbești tu. Poate mai. Deci fie triunghiurile A, B, M și A, N, C. A, B, M. Și triunghiul A, N, C. A, N, C. Despre cele două triunghiuri putem spune că au. B, M, congruent cu C, N. B, M, congruent cu C, N, din unde? Din ipoteză. Așa. B, M, congruent cu N, C. Din ipoteză, din ipoteză. B-M cât M-C, din ipoteză. Ce mai au triunghiurile astea? Unghiurile de la bază, adică? A, B, C și A, C, B, comprende. Asta e. A, B, C, adică ăsta și cu ăsta. Ne putem opri numai la B, M. Nu? Ne putem, că noi ne ducem în triunghiurile astea. Deci unghiul A, B, M. Unghiul A, B, M. Zianca. A, B, M. A, B, M, comprende cu A, C, N. A, C, N. Tot din ipoteză, nu? Da. Și ce mai au cele două singuri? Adi, ce mai au? Mai au să zic, nu, bă, nu, A, B, congruent cu A, C din ipoteză. Sigur că e triunghiul social. A, B, congruent cu A, C din ipoteză. Și acum suntem în cazul de congruență, cum le-am și așezat, latură, unt, latură, nu? Deci conform cazul de congruență, latură, unt, latură, triunghiul luat în discuție zi în caz. Triunghiul, adică ABM. Triunghiul ABM congruent cu triunghiul ANC. Și dacă sunt congruente, rezultă că au toate elementele celelalte două, de două congruente, da? Adică ce au? Unghiul BAM. BA. BAM, da. Cu NAC. BAM. Congruent cu NAC. Da. Mai au. AM cu... AM cât AN? Păi ce mai stăm? AM congruent cu AN. AM cu AN. Congruente. Și asta înseamnă că triunghiul... Asta chiar mie îmi trebuia foarte tare. Deci triunghiul A, E, M, N. A, E, M, N. Isoscel. Da? Asta trebuia. Și mai au încă unghiul A, M, B. Ăsta așa. Cu A, N, C. Cu A, N, C. A, M, B. Congruent cu A, N, C. Da. A, M, B cu A, N, C. Da, foarte simplu. Problema 14. Este o altă problemă, da? Da. În figura de mai jos avem. Trebuie să vă dau figura, domn profesor? Da. Să vă zic.
Zi-mi. OA congruent cu OB. OA cu OB. Deci un triunghi sorcea, da? Da. Cu vârful un O. Da. Da, o să trebuiască să-l faceți, dacă vreți să faceți figura ca aici, e jos. 14. 14. Deci o A, o A cu O B. O A cu O B. Deci cu vârful unul jos. Da. Așa. O A cu O B. B. A ce cu B D? Eu o să fac figura întâi. Văd că este parcul E, A, B. Da. Adică unesc pe B cu A și mai prelungesc. E A și B, F. E A. Cumva egale? Da, 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 egale. Cu AB toate, nu? Cu AB nu zice, e A cu B. A, așa, le-a și eu mai pun. E A, e B. E. B-ul este în partea asta, da. Hai să iau. Identic. E A. Cu B, F. E A, E, O. Și B-f, aici... B, F, congruente. B, F, E, A cu B, F. Da? Da. Și... Și A, C cu B, D. Și A, C... Cu B, D. Cu B... A, C cu B... B, D. D. A, așa, prelungesc așa. Da. A, ce cu bânt? Imediat. Ce? Parcă ar fi o paralelă. Uh-huh. A, ce cu bânt? Adică asta când asta. Și asta e tot. Și asta e tot. Ce e? Se unește. Și ce e? Dă la mine, ca să... Da. Dați la mine, ca să citesc. Și acum, dictează. Să citesc ipoteză. În figura de mai jos avem OA congruent cu OB. Deci ipoteză. OA cu OB congruent cu OB. AC congruent cu BD. AC congruent cu BD. EA congruent cu BF. EA congruent cu BF. Congruent cu B. E și F aparțin lui AB. E și F aparțin lui AB. E. Virgul F aparține lui AB. Da, da. Ce aparține lui OA? Ce aparține lui OA? Și D aparține lui OB. D aparține lui OB. Demonstrați că. Da, am și CA cât BD, nu mai zis. Da. A, C, cât... A, C, M, da. Da, da. Demonstrați că triunghiul OCD, triunghiurile OCD și OEF, OCD și OEF, triunghiuri. Da. Isoscele. Și O, E, F, E, isoscele. Așa. Asta e la punctul A. Isoscele, da. Da, la punctul B. Segmentul DF congruent cu segmentul CE. De F, cu câie și la ce? AB paralelă cu CD. AB paralelă cu CD. CD. Da. Mai repetăm problema, Adi. Trebuie să repezi tu. În ipoteză se dă că OA e congruent cu OB. Așa, adică asta e când asta. Da. AC congruent cu BD. Deci am prelungit și AC cât BD. Da. Asta o luăm cu două liniuri, da? AC congruent cu BD. EA congruent cu BF. EA cu BF. Așa. EA cu BF. E și F aparțin lui AB, segmentul lui AB. O C aparține lui OA. C aparține segmentului OA și D aparține segmentului lui OB. Și drepte OB și în concluzie se cere să demonstrăm că triunghiul mai întâi fixăm la OCD. Mhm. O
C, D, că orice D este Isos cel. Cel, da. Păi nu putem să o ne E cu O și O cu F, ca să ne iasă pe unde O, E, F. Păi deocamdată la OCD. O să zunem și O cu E și O cu F, cum spui tu. Uite, unesc chiar acum. Dar la OCD, mai întâi să arătăm cu OCD este Isos cel. Care putem la triunghiul că A e cu B, D, B, F. C, A, E, cu D, B, F. Dar ce-ți propui să arăți? Vreau să arăt că C, A e cu D, B. C, A cu D, B, E. Asta știi din paleză, vreau propus să arăt că C, E e cu D, F. Da, da, asta e la B, la punctul B. Da, trebuie să facem pe triunghi. Asta în... Nu, hai să ne focalizăm atenția pe OCD Isos cel. OCD Isos cel. Că unghiul O, C, D este congruent cu C, D, O. Păi vreau să arată dacă demonstrez că C, A e cât. Păi, domn profesor, C, A e cât A, O și O, B e cât C, A e congruent cu D, B. Și O, B e congruent cu B, O. Ceea ce înseamnă că C, O e congruent cu O, D. Și nu înseamnă că Isos cel. Păi asta vrea să vă zică, domn profesor. Deci... Dacă asta e cât asta și asta e cât asta, nu toată asta e cât toată asta? Care, ce O e compus din AO plus AC? Iar OD e compus din OB plus OD. Păi dacă astea sunt egale, nu sumându-l asta e cât asta? Păi da. Da, hai să zicem. Demonstrație, Adi. E triunghiurile. Dar nu este un triunghiur. Atunci nu ai fost atent. Numai atât. Posică? Păi, ăsta. Spus că nu. A, O, congruent cu O, B, din ipoteză. Deci zicem A, O, congruent cu O, B. O, B. Din ipoteză. Ipoteză. Apoi. Și BD. BD. Hai să zicem ce A. Ce A. AC, hai să zicem, AC, congruent cu BD, așa, din ipoteză. BD, din ipoteză. Tragem linii și le adunăm. Și iasă CA plus AO. Deci CA plus AO, da. CA plus AO. Plus A. O este cât? Egal cu congruent cu OB plus OB plus plus BD. OB plus BD. BD. Dar AOL ACA plus AD ACA plus AO. Cât este? C-O. C-O. Deci de aici rezultă că C-O. C-O. Congruent cu D-O-B. D-O-D. D-O. Sau O-D, da. O-D. Și rezultă că triunghiul C-O-D este Isos cel. Ce triunghiul? C-O-D. C-O-D. Isos cel. Isos cel. Ce e ce aveam de arătat? Acum ce să aflăm C-O-E-F. C-O-E-F. O, E, F. Cum arătăm? Cum arătăm că O, E, F, F este Isos cel. Cine are o idee? Eu. Așa aveam. Ia să vedem. Nu. Anca, cum arătăm că triunghiul O, E, F este Isos cel? După ce am arătat că OC e cât OD, poate ne e de folos, ne e de ajutor să putem arăta că O, E, F este și el Isos cel. 59. 59 primul, da? Facem și celor ceva. Haideți copii, ziceți, idei.